În urma mai multor scandaluri, soldate chiar și cu victime din zona Piaței Centrale din Câmpina, administrația locală a hotărât să mute din nou comercianții de fructe de pădure și plante medicinale. De această dată vor merge departe de zona comercială, undeva între Casa Tineretului și autogară. Am luat hotărârea ca de urgență să mutăm acest amplasament, această piață, în zona autogării, unde avem spații suficiente și unde avem o zonă mai degrevată de circulația oamenilor, astfel încât piața respectivă să nu deranjeze pe nimeni. O să propun pentru Consiliul Local o hotărâre prin care să mutăm acest amplasament. Deocamdată, în regim de urgență, i-am mutat cu o dispoziție a primarului, de acord cu domnul viceprimar și cu domnul secretar. Pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, administrația a hotărât ca zona pieței să fie supravegheată de agenții unei firme de pază, având în vedere că poliția locală nu are personal suficient. Am hotărât să apelăm la serviciile unei firme de pază private. Am întocmit deja contractul, astfel încât de la 1 iulie vor fi doi agenți de pază care se vor ocupa de parcarea centrală și zona comercială, să zicem, sau zona pietonală din fața Pieței Centrale și a complexului comercial, astfel încât să nu mai existe acolo cerșetori și vânzători ilegali de plante medicinale și așa mai departe. Cât plătim acestei firme pe lună? Dacă nu mă înșel, cred că plătim în jur de 10.000 de lei pe lună. Agenția aparține aceleiași firme care asigură protecția Pieței Centrale. Dacă acei comercianți care nu de puține ori au iscat conflicte nu se vor mai întoarce, imaginea din fața zonei comerciale va fi cu mult mai bună.